Învățătoarea a fost înregistrată în timp ce șumilea umilea elevii în timpul orelor. Mama unuia dintre copiii de la școala cu pricina din București o acuză pe învățătoare că șumilește și jignește constant elevii. Conform mesajul.ro, Pungro, mama a adunat și înregistrări audio în care dascălul ridică tonul la copii, și îi face analfabeți sau mincinoși. Învățătoarea care se află în ultimul an înainte de pensionare spune că nu are un comportament nepotrivit, iar directoarea școlii o scuză că are doar un timbru impunător. Ceilalți părinți o apără de asemenea. Într-o înregistrare apărută în spațiul public, învățătoarea este surprinsă în timp ce țipă și jignește o elevă atunci când îi verifică tema. Mama l-a trezit pe Nică mai devreme ca să-i spună câte treabă are. Ca să-i spună, vezi că am multă treabă, culcă la loc ca să-i spună câtă treabă, așa ai înțeles tu, ia dă încoace caietul. L-a trezit, așa se scrie și așa mi-ai spus. Cum mi-ai citit mie răspunsul, că am auzit că te bâlbăi? Cum trebuia să-mi răspunzi? Ia uite, și l-a rugat, fetițo, ești clasa a patra, analfabetă, scrie l-a rugat, l-a chemat, fără cratimă, nu ți-e rușine, cum ai ajuns fato în clasa a treia? Du-te la loc, lasă boceala, ce să-ți povestesc, unde te duci tu în fiecare zi? La not, da? Du-te la not și să ai note, să noți, foarte slabă ești în ultimul timp. Uită-te și tu, hal de temă, nu ți-e rușine? Vă trebuie școală, nenică, ce să faci cu notul, ce să spun? Continuă învățătoarea pe fundal se aude plânsul elevei. Contactată de libertatea directoarea școlii din București, Liliana Murguleț, îi apărarea învățătoarei. Doamna Radu Mihaela se află la final de carieră și niciodată în activitatea ei nu s-a făcut vreo altă sesizare. Este prima oară când se întâmplă așa ceva. Noi toți am fost uimiți și am făcut verificări. Am vorbit cu președintele Comitetului de Părinți, care a fost vocea celorlalți părinți de la clasă și nu mi s-au adus la cunoștință alte nemulțumiri legate de activitatea dumnei, a explicat directoarea. Există și o justificare pentru comportamentul învățătoarei, după cum explică doamna directoare. Noi, profesorii, avem câte 33-34 de copii la clasă. Sigur că mai avem tendința să vorbim tare ca să fim auziți. Avem această deformație profesională. Doamna Radu Mihaela are un timbru ridicat al vocii și noi știm asta. Ceilalți părinți au zis și ei că știu de timbrul impunător și că nu i deranjează, a explicat directoarea școlii. Relatează mesajul.ro